Liderul din play-out, Gazmetana, a avut nevoie de mai puțin de un sfert de oră pentru a deschide scorul la voluntari. Caiadu a fost marcator. Până la mijlocul reprizei se putea face 2-0. Rondon nu l-a putut învinge însă pe Vâdcă. La cealaltă poartă, Tudori a ratat incredibil în situație de 1-1 cu portarul. La cabine s-a intrat totuși la egalitate. Alexandru Vlad a marcat cu ajutorul lui Iazalde. După pauză, Rondon a mai ratat o ocazie rarisimă în contul medieșenilor. Cea mai mare șansă i-a aparținut însă lui Tudorie, care nu a reușit să marcheze din 4 metri. Soarta celor 3 puncte a fost decisă în final. Rondon și-a luat revanșa pentru ratări și le-a provocat celor de la voluntari prima înfrângere după 8 meciuri. Important e că nu am pățit ca alte echipe, precum Botoșani sau Iași, care au ratat play-off-ul în ultima etapă, iar acum au emoții pentru evitarea retrogradării. Noi am reușit să scăpăm aproape definitiv de aceste emoții. Am pierdut, nu ne convine, dar cred că un rezultat de egalitate era mult mai echitabil astăzi. A fost un joc foarte deschis,